Dar câteva gânduri ce Domnul mi-a pus pe inimă din 1 Samuel, capitolul 16, și voi citi de la versetul 13 până la, verset, până la finele capitolului, măcar să citesc mai mult decât să vorbesc mai mult în seara aceasta. 1 Samuel, capitolul 16, începând cu versetul 13. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând în ziua aceea și în, următoare, și în cele următoare. Samuel s-a scolat și s-a dus la rama. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Surgitorii lui Saul i-au zis, Iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru. Robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care știe să cânte cu arpa și când Duhul uh, rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Sau la răspunsul jitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitorii a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Saai, Betleemitul, care știe să cânte, el este un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună, trimite pe fiul tău David, care este cu oile. Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduc cu vin și cu un ied și a trimis la Saul aceste lucruri prin fiul său David. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui, i-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. Saul a trimis vorbă lui Isai zicând, Te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor. Se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Amin. Vă invit respectos să vă reocupați locurile. Textul acesta ne subliniază și ne vorbește despre doi oameni extrem de importanți ai istoriei biblice referitor la poporul lui Israel. Deși David a ajuns ca să fie uns ca împărat, avea promisiunea din partea lui Dumnezeu, avea ungerea ca să poată să facă o lucrare deosebită din partea Domnului, Observăm în Cuvântul lui Dumnezeu că au fost instrumente pe care Dumnezeu le-a folosit să-l modeleze pe noul împărat. Așa cum dorește și Domnul și în viața noastră, anumite evenimente, anumite persoane, anumite situații care sunt foarte pozitive și poate chiar și acelea care nu sunt negativ, așa de pozitive să formeze personalitatea care o dorește Dumnezeu, să ne maturizeze și să creștem în relație cu El, în binecuvântarea noastră asupra celor cu care călătorim în Împărăția Lui Dumnezeu. Maturizarea și creșterea spirituală nu e ceva care se întâmplă overnight. Am văzut mulți oameni ca dumneavoastră care în entuziasmul lor au crezut că maturizarea este ca și popcornul. Se întâmplă peste noapte, dar adevărul este puțin altfel. În creșterea aceasta pe care Dumnezeu vrea să ne ofere, El ne cheamă să ne aducem aminte de lucrarea pe care Domnul vrea să o facă în viața noastră. Sigur că David până la urmă a ajuns ginerele lui Saul. Și, Doamne, păzești de asemenea socrii. Dar eu aș mai adăuga, Doamne, păzește și de asemenea soacre. Că poate să devină foarte periculos. Totuși, David, în lucrarea pe care Dumnezeu vroia să o facă, a putut să vadă un contrast extraordinar a unui om care a fost ales de Dumnezeu, a fost pus deoparte, a început să domnească sub binecuvântarea lui Dumnezeu, dar la un moment dat s-a întâmplat un scăzământ, o pierdere spirituală, o alunecare în care Saul n-a mai înțeles voia lui Dumnezeu și n-a mai înțeles planul pe care Domnul îl are cu el și instrumentul care trebuia să fie în mâna lui Dumnezeu. Cercetătorii biblici ne spun că din cei 40 de ani de împărăție pe care i-a avut, doar primii doi au fost în voia lui Dumnezeu, primii doi ani. Cealalti 38 de ani se pare că Saul a pierdut călăuzirea, a pierdut binecuvântarea și s-a întâmplat ceea ce am citit noi, text care frământă teologii, Text care ne pune pe fiecare să ne punem întrebări, să poate un duh rău să vină de la Domnul? Poate Dumnezeu să îngăduie așa ceva peste un împărat ca și Saul? Sigur că n-aș vrea să intru în subiectul acesta neapărat așa de mult, ci vreau să subliniez că în școala și în maturizarea care Domnul ne cere fiecăruia dintre noi, în procesul de maturizare, Dumnezeu are grijă ca să se ocupe de nevoile noastre, de problemele noastre, de situațiile în care ajungem și ne trebuie să ajungem în voia lui Dumnezeu, în maturitatea pe care El o dorește pentru noi. Și -o doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Emanuel cu oameni tot mai maturi. Oameni care pot să discearnă binele și răul. Și oameni care pot, pot să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Mai mult ca oricând, eu am nevoie de așa ceva. Dacă se spunea din ea că pastorația este, este grea, dați-mi voie să vă spun că e adevărat. Frate David, Domnul să te binecuvinteze. Și pe El, și pe noi toți. Pentru că în slujirea aceasta, asta între Dumnezeu și om, nu e chiar ușor. Sunt atâtea probleme cu care sunt confruntat și la care n-am răspuns. Sunt atâtea situații la care trebuie să mă uit și să nu înțeleg câteodată și să-mi dau seama oare ce dorește Dumnezeu. Trebuie să mă rog. Nu mai departe, gândiți-vă la stimații părinți care trebuie să-și ducă azi copiii la școală. Și un drăznit de cap, că nu pot să-i spun altfel, azi, dacă e băiat, eu să simte că e fată. Azi, dacă vrea, spune că e cățel, mâine poate spune că e pisică. Și e lumea în care noi va trebui să dăm răspunsuri copiilor, nepoților noștri, poate chiar și celor din biserică. Și avem nevoie de o, o atitudine matură în relația noastră cu Dumnezeu, să avem răspunsurile pe care le dă Dumnezeu. Ce văd eu la David? Și probabil că în seara aceasta voi avea doar gândul acesta pentru ca să încercăm să ne încadrăm în timpul Bisericii dumneavoastră. Și știți dumneavoastră că eu am o expresie care spun la cei din sacramento, ferice de cei ce predică scurt că vom mai predica. De cealaltă nu vă spun ce se întâmplă. Dar ăsta este adevărul. Avem nevoie în lucrarea pe care noi avem de făcut în lumea aceasta și în școala maturizării pe care ne aduce Dumnezeu pe fiecare. Pentru că nu există om să ajungă la plinătatea Intenționată de Dumnezeu pentru El în călătoria aceasta și la maturitatea absolută a înțelege toate lucrurile și a ști toate lucrurile, ci pas cu pas învățăm pe calea lui Dumnezeu care e voia lui Dumnezeu, care e planul lui Dumnezeu și în lumea în care noi trăim, zic, în toată inima Dumnezeu să ne dea înțelepciune de la El. Pentru că avem nevoie, avem situații extrem de complicate. Și ce vreau să subliniez, și aș fi vrut să vorbesc mai mult, dar cum spuneam, în timpul care îl avem la dispoziție, observăm pe David care este chemat de domnul la o școală. La o școală a maturizării, a creșterii, în relație cu Dumnezeu și apoi, de ce nu, chiar în cea mai complicată relație care poate să fie aceasta de familie. În viața de familie s-ar putea, așa cum spunea cineva, că cele mai multe răni care se fac în viață, se fac în viața de familie. Pentru că acolo sunt cei dragi și când se produce o rană, afectează. Nu poți să dormi noaptea, nu poți să mănânci ziua, nu poți să ai liniște, nu poți să ai pace, pentru că de străini mai scapi. Dar de cei din casă trebuie să-i mai vezi. Trebuie să trăiești împreună cu ei. Și spunea cel care comenta asupra acestui subiect, spunea, cele mai multe răni se produc în familie. Dumnezeu aș dori să ne dea multă înțelepciune ca în casele noastre Dumnezeu să ne dea pacea Lui. David, ca om al lui Dumnezeu chemat de el, chemat în școala aceasta a maturizării, aș vrea să observăm cum se ocupă Dumnezeu de el și cum se poate ocupa Dumnezeu de noi. Și cum vrea Dumnezeu să se ocupe de viața noastră. În primul rând, Domnul este acela care vrea să ne învețe să învățăm să trăim singuri. Singurătatea e o problemă foarte majoră. Unii oameni trebuie să audă muzică permanent pentru că nu pot să îngăduie și să se bucure dacă sunt singuri în meditație. Alții probabil trebuie ca să ia telefonul și să citească, să vadă, să audă sau să vorbească cu cineva. Singurătatea nu însemnează că dacă ai o familie mare, însemnează că e acoperită. Nu, singurătatea e ceva care e vorba de tine. Pentru că observați cuvântul Domnului despre Saul, că dacă s-a îndepărtat de Domnul, a fost nevoie ca cineva să-l ajute. Și ce bine Când Dumnezeu ne dă oameni în jurul nostru care devin instrumentele lui Dumnezeu și ne pot ajuta, ba cu un sfat, ba cu o părere, ba cu un gând, ba cu o rugăciune, Așa cum spuneam săptămâna aceasta, când noi am avut seri de închinare înaintea Domnului prin rugăciune și cuvântul Domnului și duminica trecută am predicat despre necesitatea de a ne mărturisi unii altora păcatele, dar nu se oprește aici Biblia. Spune, ci să ne rugăm unii pentru alții. Pentru că dacă vorbești numai de problemele pe care le ai, fără să-i fie implicat Dumnezeu, fără ca puterea lui Dumnezeu să fie exprimată, rănile doar să adâncesc Dar atunci când venim înaintea Domnului și cum spune Iacov, ca să ne mărturisim păcatele unii altora, căci mare putere are rugăciunea celui fierbinte, ne și învață cuvântul Domnului ca să ne rugăm unii pentru alții. Și David a fost ales de sujitorii lui Saul, să vină să-L ajute. Dacă în Biserica Maranată ne-a dat Dumnezeu asemenea muzicanți ca și David, ca toți acei care intră în Biserică să fie liberați de duhuri, eu zic, Doamne, fă să fie așa! Și Doamne, fă să fie așa și pentru Biserica Emanuel! Cântările noastre pot să fie frumoase și pot să ghidele urechile câteodată dar n-au ungerea de sus și puterea Duhului câteodată să alunge Duhurile necurate. Aceasta e observație doar. Pentru biserica în care eu mă închin. Dar iată că și cuvântul Domnului spune că ar fi bine, împărate, să-ți găsim un bărbat care să știe să cânte, că atunci când Duhul cel rău vine peste tine, să poată să laude pe Dumnezeu și lauda la adresa lui Dumnezeu să facă ca Duhul cel rău să te părăsească, să fii ușurat în problema pe care o ai. Acum, noi toți am dori să avem rezultatele lui David. Întrebarea se pune, unde a învățat David să cânte? La curte împărătească? În fața slujitorilor lui Saul? Nu! în singurătate. El a știut să diluiască, dacă vreți, să rezolve problema singurătății cu care eu și dumneatale am mult de-a face în călătoria pe calea lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Eu și dumneatale am nevoie să-mi găsesc liniștea și pacea care vine de la Dumnezeu. I hope it's not the sign to finish. Maybe yes. <laughs> E salutăm pe cei de pe internet, oricum. La noi s-a întâmplat de asemenea că s-a pierdut, datorită unei ploi mai, mai torențiale, s-a pierdut curentul electric și fratele Petru Cladovan în Chicago era în vizită la noi. Era vreo șapte și treizeci. Și am spus, frate Petre, ce vrei să facem? Mergem acasă sau predici pentru nerec? Și a spus, auzi, dacă oamenii nu pleacă din biserică, voi predica pentru neric. Aș vrea să vă spun că trebuie să-i felicit pe cei din sacramentul. N-am mișcat nici șoricelul în biserică. auzit predica fără amplificare. Pentru că, frați și surori, Domnul nostru este bun. Și pe frații care sunt responsabili și au emoții cu, cu, cu uh, problemele tehnice, doresc Domnul să-i binecuvinteze. Uh, nu e o slujbă ușoară. Ei ne ajută pe noi și ne acoperă toate greșelile noastre prin tehnologia pe care Domnul le-a dat-o. Încă o dată, David n-a învățat să cânte la curte împărătească. Sigur că toți știm. David a învățat să cânte când era singur. Pentru că de obicei păstorul și oile sunt persoane singuratice. Nu e nevoie de zece oameni, să păstorească o turmă. E nevoie de unul. Și David a fost ales de tatăl său să devină păstor de oi. A fi păstor de oi e o adevărată artă, e o adevărată meserie care trebuie învățată. Oile te simt, mielușeii te cunosc și turma trebuie, da, hrănită, dar și trebuie Păzită. Și iată că David în singurătatea lui, când tata și mama erau acasă, frații lui erau probabil în altă parte, David a învățat să laude numele lui Dumnezeu, pentru că, stimatul meu, în singurătatea ta și-a mea, se vede adevărata relație care avem cu Dumnezeu. E adevărat că Domnul Iisus Hristos spunea, când vă rugați să încui ușa după tine, Ideea nu este ca să te ascunzi de ceilalți, bine ar fi să te rogi cu ceilalți, dar adevărul este că e nevoie să te retragi și să fii singur, să-ți limpezești gândurile, să-ți liniștești inima, să te întreb încă o dată care-i voia lui Dumnezeu, care este închinarea mea înaintea lui Dumnezeu. Noi toți trebuie să învățăm să trăim fără de gălăgie. Închinarea înaintea lui Dumnezeu și -o maturizarea de care David a avut parte din partea Domnului a fost în singurătate. Parcă ar trebui să te întreb, tu, cum reacționezi în singurătatea ta? Pentru că singur nu e ușor. Singur trebuie să trăiești cu tine, cu conștiința care ori te apasă, ori te ajută să-l cauți pe Dumnezeu, ori te vei întoarce împotriva lui Dumnezeu. Sunt atâtea atitudini care pot să vină în viața noastră și să putem să ne dăm seama că în loc să câștigăm, în loc să creștem, în loc să ne maturizăm, singurătatea nu ne ajută, ce parcă e dușmanul nostru. Și poate că nu numai celor tineri, poate și celor de generația mea și alte generații, haideți să învățăm să lăsăm pe Dumnezeu să ne maturizeze. În singurătate să iau multe decizii neînțelepte. În singurătate adesea Domnul este abandonat. În singurătate când îți spui întrebarea unde-i Dumnezeu. Și îmi pun și eu, de multe ori, întrebarea aceasta. Nu stau în fața dumneavoastră ca un super sfânt, ca unul care a venit de pe munte cu Moise, din Vechiul Testament sau cu Ilie. Sunt om ca dumneavoastră, care umblu uh, împreună cu dumneavoastră prin valea umbrelor morții. Dar lăudați să fie Domnul, că El este cu noi! Că nu ne părăsește! N-aș vrea să vă spun ce intensitate de rugăciune am învățat cu soția în călătoria situației speciale prin care am trecut. Și știu că și tu ai trecut. Știu că și tu ai momentele tale de singurătate, când bine ar fi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere să se ocupe de inima ta și de viața ta și să-ți dai seama că înainte ca să vii să cânți în fața împăratului și să intimidezi un duh rău, ai nevoie în relația personală, în singurătate, să-L cunoști pe Dumnezeu. Să ai acea relație pe care Domnul ne-o dorește fiecăruia. Mi-o dorește mie, cred că, în slujirea pe care o fac, dar și dumitale în slujirea pe care o faci. Ca ai un mandat din partea lui Dumnezeu, ai o chemare pe care ți-a dat-o Dumnezeu. N-am să uit niciodată în Austria, 30 și ceva de ani, sunt de 26 de ani în Sacramento. Oh my Lord! Somebody is getting old. A apărut un tânăr în biserica din Viena, ce știu eu prin ce ani, că am uitat, dar oricum multe înainte de Revoluție. Cu vreo 5 ani înainte de Revoluție, asta ar însemna what? Eri, Ia! Yeah mai, poate mai târziu, whatever, dar în fine, când a venit în ora acesta în biserică, l-am întrebat, tinere dragă, vrei să te faci membru foarte frumos? Ce dar ai tu din partea lui Dumnezeu? Altfel, ce îți place să faci? Te uita la mine așa cum să mai uită unii câteodată, tu frate, eu nu pot să strig la învon ca dumneatale, adică să predic. Eu nici nu pot să cânt, că dacă eu cânt, Trebuie să încuiați ușile, că altfel toată lumea pleacă. Dar zice, am și eu ceva pe inimă. Aceasta înainte de căderea comunismului. Am dorința ca în biserica din Viena să se înregistreze audio toate programele, toate predicile. Și mai mult, dacă îmi permite, spunea el, pe vremea aceea, știți, să făceau pași în biserică foarte slow. Nu astăzi, astăzi nici nu ai timp să vezi ce deja s-a întâmplat. Zice, dacă îmi permite, îți vreau să duc și cameră de filmat. Pentru că, spunea el, eu cred că va veni ziua când comunismul va cădea. Și noi creștinii va trebui să fim pregătiți cu material ca să răspundim Evanghelia la cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și s-a întâmplat. A început să se înregistreze audio, video și a venit Revoluția în România. Primul lucru care am făcut ce m-am dus la cei care înregistrau și am spus câte predici avem înregistrate, câte casete putem să le duce la radio vocea Evangheliei în Oradia. Mi-au dat acolo cum se ducea, așa ne duceam noi românii, cu plasă. Cred că vreau două plase, mi-au împrut vreo sută de casete de programe. M-am dus la Radio Vocea Evangheliei în Oradia, nu mai rețin numele fratelui director, de pe vremea aceea, primul care a fost mutat din Chicago, s-a dus în România și am spus, frate, nu știu dacă ajută cu ceva, dar uite, noi avem aici predici înregistrate și de calitate. Poate că veți putea să folosiți materialele acestea și să faceți ca numele Domnului să fie glorificat. Frați și surori, în singurătatea noastră, Dumnezeu ne prelucrează. Nu toți avem același dar. Așa cum ieri am, alalterea am participat la un priveg și o soră ne-a anunțat că vrea să cânte o cântare din altă biserică, a pus-o să cânte și la sfârșit m-a dus și am dat i am mulțumit și îi spune sora, frate, nu toți avem același dar, eu nu pot să predic, dar n-a vrut să spună că eu nu pot să cânt, dar eu știu că nu pot să cânt. Adică știu să cânt, dar nu bine. Noi toți cântăm, dar nu bine. Frați și surori, mă opresc aici în seara aceasta, și în maturizarea pe care Domnul vrea să mă facă mie și poate și dumneavoastră, singurătatea e un instrument extraordinar de bun. Influențează-te pe tine în prezența lui Dumnezeu, sub ungerea lui Dumnezeu. Nu vreau să zic că e bine să înveți să cânți, dar nu e rău să cânți. Pentru că de multe ori depresia vine peste viața noastră, pentru că prea mult ne uităm în jos. Și uităm să privim la Cel care ne-a creat, la Cel care e Domnul vieții noastre, la Cel care ne-a dat posibilitatea să trăim în vremea aceasta. Poate că unii sunt tristi de ce n-am trăit noi în vremea apostolilor. Dați-mi voie, eu mulțumesc Domnului, mai bine să trăiesc azi. Știți de ce? Pentru că așa a ales Dumnezeu. Și El nu greșește niciodată. Dar în călătoria mea, în singurătatea de care am parte și ai parte, dumneatale, în maturizarea pe care Domnul vrea să ne-o ofere și să ne-o da în viața aceasta, învață să-L auzi pe Domnul când e singur. Poate n-ai oi, dar am impresia că aici în, în elei stai mult în mașină. Pentru că drumurile sunt și lungi, sunt și aglomerate și îți dă Domnul mult timp să meditezi. Îți dă mult timp, Domnul, să te închini înaintea Lui și să faci ca numele Domnului să fie glorificat. Aș dori în seara aceasta, dacă sunteți de acord, să facem o rugăciune și să zicem, Doamne, pentru toți cei care se simt singuratici, fie mâna Ta lângă ei și fii Tu pastorul lor, fii Tu Dumnezeul lor, Doamne, peste cei bolnavi, puneți mâna și vindecă-i în numele Domnului Isus. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și cu toți într-o rugă comună să ne închinăm înaintea Domnului. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru.